Stimați prieteni, suntem în raionul Suroca, pe centru Suroca și Otaci. Cred că cu mașina drumului, uitați la cimiere, uitați la cimiere frumoasă. Care stau cu mașina drumului, oamenii sunt cu de câteva, o săptămână și ceva. Asta este rezultatul politicii Maia Sandu, al Urecean, al Grosu, domnilor guvernanță. Veniți și vedeți ce se face cu mărul Moldovnesc. E că așa măr frumos, al doua la soc, Coliu 50. Asta este rezultatul politicii voastre. Noi avem nevoie de piața rusă, noi avem nevoie de colaborare cu CSI. Pentru că în caz contrar, cu produsele noastre, e că o să rămână așa. Fermierii deja defrișează sute de hectare de pomi. Asta este o rușine națională. De aceea, stimați moldoveni, dragi concetățeni, jos Maia Sandu, jos PAS. Nu niciun vot pentru bandiții ăștia. Trebuie să-i dăm jos întâi la alegeri locale, pe urmă la alegeri prezidențiale și parlamentare.